La Baia Mare se desfășoară zilele acestea Olimpiada Națională de Religie pentru elevii seminariilor și liceelor teologice ortodoxe. Competiția reunește anul acesta 105 elevi din clasele 9-12 din toate județele țării. Deschiderea oficială a avut loc ieri la Catedrala Episcopală Sfânta Treime. Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice Ortodoxe a fost deschisă ieri printr-o slujbă de Tedeum. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Această frumoasă lucrare este realizată în societatea românească, în școlile teologice, de către Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, respectiv de către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Ne bucurăm de frumusețea credinței tinerilor prezenți, ei sunt tineri prin excelență, dar sunt și tineri de excelență, pentru că cei care au venit la Olimpiada Națională sunt olimpici. Sperăm ca șederea în municipiul Baia Mare și vizitele care le vor fi programate în eparhia noastră la diferite obiective, în special la câteva mănăstiri, să le aducă multă bucurie, multă îmbogățire, multă lumină și să-și facă mulți prieteni și să depună mărturie despre frumusețea credinței în Maramureș, a portului, a graiului, a păstrării cu fidelitate a tuturor valorilor noastre sfinte și a frumuseții tineretului care aici a început să se manifeste în biserică cel mai frumos prin primele reuniuni pe care le-am organizat aici în Baia Mare. Este o competiție care ne onorează pe toți, școală și biserică deopotrivă, profesori și părinți. Și totodată țin să prezint această bucurie și pornind de la faptul că în urmă cu 10 ani, în această de Dumnezeu păzită Episcopia Maramureșului și Sătmarului, am avut o competiție pentru seminariile teologice desfășurată pe toate cele patru nivele, clasele 9-12, și totodată aici am avut pentru prima dată Olimpiada Națională de Religie pentru elevii care participă la ora de religie. A fost o olimpiadă reușită atunci, reușită și acum și iată la 10 ani distanță, spune că avem o olimpiadă de nota 10. Ne bucură faptul că prin intermediul Olimpiadei de Religie sau și prin intermediul Olimpiadei de Religie, elevii vorbesc despre trecutul nostru, elevii vorbesc despre felul în care își văd viitorul cu binecuvântarea Tatălui Ceresc și avem convingerea că prin educație religioasă responsabilă înnobilăm prezentul. Mesajul ministrului Valentin Popa a fost transmis de Cătălin Păslaru, consilier în cadrul Ministerului Educației Naționale. Disciplina la care voi faceți performanță contribuie la coerența universului cognitiv, dând un semnal pozitiv în privința viitorului vostru. Cu atât mai mult, pasiunea pe care o aveți pentru cunoașterea aprofundată a unui domeniu și performanțele pe care le atingeți reprezintă o garanție că vă poziționați cu adevărat în rândul elitei generației voastre. Sunt convins că activitatea susținută de pregătire pentru Olimpiadă va structura gândirea, oferindu-vă o perspectivă clară asupra traseului profesional pe care îl veți desăvârși academic prin studiile universitare. Dragi elevi, vă doresc inspirație și seninătate, iar podiumul să vă primească generos și cald, pentru că toți cei care vă aflați la etapa națională a Olimpiadei îl meritați. Celor prezenți le-a mai vorbit părintele diacon Constantin Andrei, inspector în cadrul sectorului teologic educațional al Patriarhiei Române, și părintele conferențiar Adrian Paul, prodecan al Facultății de Filologie din Baia Mare și coordonatorul domeniului teologie ortodoxă, Justinian Arhiepiscopul al acestei instituții. În încheiere, participanții au asistat la un program de cântece religioase susținut de corul Angelii al seminarului, grupul vocal Ascor Baia Mare și corul de copii Gaudium. Cade cel mic.
Cei prezenți au vizitat expoziția de artă plastică din Sala Iustinian, Arhiepiscopul la Catedrale Episcopale Sfânta Treime și Muzeul Episcopiei.